Cum e cinematografia românească acum, după, iată, atâta zeci de ani? Primul lucru care îmi vine în cap este o comparație între numărul de filme făcute într-un secol de cinema românesc și numărul de filme pe care l-am făcut în ultimii 15 ani. Dacă în ultimul secol am făcut în jur de 750 de filme, vorbesc doar de lungmetraje, în ultimii 15 ani am făcut în jur de 300-400 de filme românești. Deci, cinematografia s-a dezvoltat fantastic și mai ales foarte mult s-au dezvoltat celelalte genuri, documentarul și animația. Deci foarte multe documentare, foarte multe scurtmetraje care înainte de 1989 nu s-au făcut și au început producția lor puternic în ultimii câțiva ani. Dacă într-adevăr am avut filme cu Palme d'Or, am avut filme premiate la Veneția și la Berlin, cel puțin în ultimii 20 de ani, avem în jur de 500 de premii la toate festivalurile de film. Bine, luând în considerare că s-a și mărit numărul de festivaluri de film, dar 500 de premii pentru cinematografie e într-adevăr ceva foarte, foarte bun. Tot ce ține de cinematografie, tot ceea ce ține de promovarea filmelor, distribuția filmelor, sprijin pentru participări la festivaluri, sprijin pentru toate manifestările cu profil cinematografic, respectiv organizări de festivaluri, organizări de traininguri, organizări de workshopuri, pitch-uri, editări de carte în domeniul cinematografiei. Teoretic, fondul cinematografic cuprinde cam toată area cinematografică din România. Nu toți sunt fericiți, bineînțeles, ar trebui precizat că acest fond cinematografic este un fond privat, care el se colectează de la operatorii economici. Bugetul de stat nu participă la acest fond cinematografic și niciodată nu avem dimensiunea lui decât după ce se fac aceste colectări. În general, dacă ar fi să facem o medie pe ultimii 10 ani, valoarea sprijinului acordat în fiecare an pentru toate categoriile pe care le-am menționat, respectiv producția de film și organizarea altor manifestări, se ridică anual cam la 15 milioane de euro. Nu este nici mult, nici puțin, dar cineaștii români mai au de anul trecut o nouă schemă de ajutor de stat, de data aceasta banii de la bugetul de stat, prin această schemă de tax incentive, de tax rebate, pe care o administrează Comisia Națională de Prognoză. Sperăm din tot sufletul să ne creștem puțin veniturile la fond, pentru că poate reușim să obținem acei bani de la Loteria Română. În cele din urmă se va pune la punct metodologia și atunci vor crește veniturile la fondul cinematografic. Da, de ce mi se pare salutare inițiativa Dacinului? Pentru că, într-adevăr, în România se fac peste 30 de festivaluri de film, însă toate sunt competitive și nu există o celebrare practică a cineaștilor și a memoriei românești de film. Și poate că ar trebui să devină perenă toată această manifestare și nu numai cele competiționale, ci pur și simplu pentru a readuce pe ecran filmele de patrimoniu care s-au făcut și care ar trebui să fie văzute de generațiile noastre tinere. Văzând manifestarea din seara asta, mi-a venit o idee la care ar trebui un pic lucrată. Mi-a venit o idee care ar trebui pusă în practică oricum, poate începând de la anul, să creăm o zi a cinematografiei românești. Nu există, cel puțin la noi în țară, și încă nu sunt decisă dacă ziua va fi legată de prima turnare de film în România sau de apariția primei structuri instituționale în România.